Cam așa trebuie fiecare să vă luați mașina și unde sunt șoace demarcate, le faceți un semn și sunați la garda forestieră, ca așa-i face și eu. Care puceți, care? Da. Să vă implicați cât mai mult. Care... Exact. Aici ne-a cred că o să lăsăm mașina să mergem pe jos. No. De aici acolo mergem cu lanternile. Strângem becul să nu ne vadă nimeni. Așa. Aprinde lanternile. Să mergem în șetuc și să le mai intrăm noi și mai târziu de la șoace. Că, no, așa e treaba. Ia luăm inima în dinți. Da, ce e aici? Da, hai, hai după mine. Hai după mine. Ce să facem, mă, fraților, asta e treaba. Deci micul pădurar a dispărut. După cum vedeți, ține un pic și aici. În pădure, pe ori pe unde meri, e dezastru. Nu mă crengi, nu mă crengi. Șoace tăiate de mult care nici Dumnezeu nu știe că o fost marcate, nu a fost. Hai să vedem pe aici. No, astea-s cu muhă, astea-s de anul trecut. Dă ține-te asta și dă la mine, că nu știu unde să te uiți. Așa, stai un pic așa. Să facem un tur. Da, lemnile-s păstie tăt. Păstie tăt, îs numai lemne. Numai lemne pe jos. Așa, lasă că trecem pe râu și merem și la șoace. Așa, aici ne-a problema. O rămas și doborâte pe jos. Ce să facem? Asta e. Nu uitați cum stau lemnile, nu știu dacă le vedeți voi imediat. Sunt chicate și pe împărău și pe tot. Numai lemne, numai lemne și lemne. Și când șeri să-ți dea două lemne la copil, nu are. N-o lasă că o ia veto. O ia veto. Ia să vedem. Ha? Facem și noi ca ăștia. Ăsta e marcat. Da, da, bun. Și apoi le luăm pe rând, așa, nică noaptea e lungă. Da. Noaptea asta pe tăcele vede. Așa iară, e marcat. Bun. Da. Ăsta de aici au plecat. Au fost marcat de mult. Se poate pe aici, pe jos, de nu poți să mergi. Da, îmi pare că nu. Ce nu poți să faci. Marcate, deci trebuie să vă arăt ceva unde și-au lăsat oamenii plăsile. Cred că, după cum văd, acum o fost acum, că plăsile sunt recente, da. Aici așa are. Bere. Bere. Pune-le tăci acolo, că le ducem la mașină, că dorești noi un bea câte o bere. Da, cum? Așa. Dar nu există. Bun. Nu ne-a luat săcure, nu ne-a luat nimica, dar nici nu ne cea mea. O, mă, ce ăsta? Ăsta e marcat. E marcat. E marcat, bun. Nu știu, bun. Nu-i problemă. Noaptea nu. Las că merim noi unde nu-ți marcate, ți-a râd eu. Asta aici a fost o probă. Părând. A fost o probă. Marcat, bun. Aici îi marca. Ăsta. Nu, ăsta nu-i. Opa. Ăsta n-are nimica. Ăsta nu. Poză? Sau, oare, nu, 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 dar nu-i cu roșu. Nu, nu. Asta luăm cresta oarecând și... Da, așa. Făi o poză. Și locație. Așa, să bag ăsta. Nu să vedem nici unde poză. Sunt aici. Așa, ce să facem, nu? Uite, așa ne. Așa ne mai fac. Bun, următorul. Și ăsta ne-a marcat. Da, ăla. Acolo, nu, 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 nici poveste. Nu, nu. Uite, ce are o zdireietură. Opa, scuze că ți-o lanterna, Iurea. No. Are o zgârietură aici, dar e nemarcat. Nu. No. Bun, fă-i poză. Bun, las că le dăm noi și cu spray. Acolo, după cum vedeți, acolo e una, da? E marcat, ăla e bun. Opa, avem unul mai gros acolo, nu? Așa. Hai să vedem, aici în ea. Deci două avem nemarcate deja. Opa. Oh, ba da, ba da, ba da, e bun. Hai, e marcat. E bun. Deci lemne nu sunt de dat, dar sunt lemne tăiate nemarcate. Că așa vrem noi. Că suntem șmecheri. O să mergem și la vale după aia. Oameni buni, trebuie să puneți mâna pe lanterne și să facem noi paznicul pădurii.
Că le duce la moș dacă nu pete. Asta e marcat frumos. Poate nu numai la moș. După cum vedeți, uite, să vă arăt după ce umblăm, că nu umblăm după ce orice, că umblăm după marcaj. Deci avem două bucăți deja nemarcate. Încet, încet, nu e problemă, nu e greu. Lasă că te duc eu unde sunt, cât e vrei. Acolo, încet. Da. Uite, este deci, ha? Ia vezi. Asta are. E marcată, bun. E marcată. Asta e lângă drum. Da, e marcat. Da. E marcat. Desfălterată are. Acolo, bun. Bun, 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 bun. Ăla l-are, îl vezi aici? Da, acolo nu prea cred, nu știu. Da, să vedem că da, sunt nemarcate. Nu-i problemă, cum deci ăsta îi... Ăla ce e acolo? L-o flișcărit tura trecută, deci uitați-vă un pic șmecheria. Uite-te, aici e cu roșu, acolo îi șoplit de anul trecut. Aici are o țâră de făcut cu crion, nu? Stați un pic să vă arăt. Deci, nu știu dacă așa se marchează lemnile, stați un pic să vă arăt mai aproape. Deci a făcut cu crionul. Care să scrie repede. Deci aici trebuia șoplit și băgat ștanța, cum trebuie. Da, cum? Care, dacă știi care va mai bine, să zic. Da. Distribuiți live-ul ăsta dacă, nu știu, dacă puceți. Dacă în rest, da, de ajunge la cine trebuie. Dacă vreți să mai avem pădure. Uite ce, un lemn marcat. Da. Uite așa, de ce nu le marcăm așa pe tine? Numai câteva. Lasă că s-a învățat și se marchează. Nu-i probleme. Da. Așa. No, aici avem două lângă o altă. Aici e marcat, e marcat. Yeah, ăla, ăsta. Ăla... Ăsta nu. Nu, că... Da, îi? Da, uite aici. Ah, bun. Marcat acolo, bun. Da. Dar nu încerc, nu știu. Da. Acolo, ce-i cu ăla? Oh, băi, la deal, nu știu dacă gătăm în noaptea asta, dar nu. Nu-i problemă. Gătăm. Da, facem. Facem poze. Ăsta. Opa. Ăsta vezi unde m-a marcat? Aici, cică. Unde? Cică? Nu, da. Hai să zicem că a fost. Da. Cândva. Nu știu, bun. Tu zicem, dacă îi zic. Exact. Vedem. Hai să mergem la ăla. Deci trebuie neapărat dimineața să sunăm. Dacă ai, nu-i problemă. Yeah. Îi. Are o țege marcă. Da. Într-un colț. Nu știu dacă vede și ne trebuie. Ia, yeah, zice. Și cu crionul, dacă meșterești un pic cu roșu, da. Marca ai făcută. Uite, e bai la care nu-s făcute. 10 secunde maxim. Da. Are, aici ni? Are, bun. Da, bun. Bun, aici am găsit dar două. Să vedem ce o să iasă. Ăsta nu prea. Nu prea zice nimic? Ăsta nu prea. Nu? Ăsta e cam nu prea. Bun, ăsta are și un chiștoc pe el, fă poză, să-l ține minte. Ăsta aici e slab. Destul de gros, cât mine. Da. Aici am mai avut al treilea care e fără marcă. Clar. Uite-te, că... Uite-te mai bine, hai să vedem, ca să nu fie probleme sau ceva. E descoperă toată rădășina. Uite-te, hai să-mi da, uite. Da. Aici n-are, pe unde... Aici amicat. Nu, unde? Unde? A fost marcat? Yeah. Pe dărâm. Da. Sună ce? Șterge poza. Bun. No. Deci cam așa, sunt marcate, sunt nemarcate. Da. Uite că sunt marcate la greu. Lemne sănătoasă. I-am găsit s-o deja două, trei. No. Ca să sun la garda forestieră exact. Dimineață. Uite ce pe lamp, dacă vrei. Bun, hai să mergem, bă. No, hai să vedem aici, ne-am mai sunt o grămadă, ne tăia ce. Și coborâm înapoi. Coborâm pe partea alaltă. Deci pădurea din Felioara e marcată așa cum trebuie. Non-stop. Lemne și au ce de anul trecut până lumea. Nu, uite, ăsta aici au rămas, că nu mai apucat să-l ducă. Hai să vedem dacă e marcat. Uitați-vă, ești cerc cu săcurea. Le-am negedat. Ăsta, aici ce se vede.
Da, păi... O ciopic un pic. E făcut cu crionul, după cum văd. Un pic. Nu știu dacă marcajul ăsta cineva cunoaște, ține un pic. Deci... Stai, nu ține nici lumina puternică. Nu ține lumina puternică aici. Uite cum se vede, mă, omule. Nu se vede mai nimic, nu știu. Deci îi pusă vopsava... Uite prin comentarii, uite. Vezi, uite careva, care știe mai un pic mai bine, poate. Uite-te. Ăsta nu-ți dai nu-i seama. Feștit unde trebuie, i-a dat pe lângă. Exact. Cu un crion, cred. Un pic. Ce cred? Nu. Asta e, o scăpat un pic de vopsa. Da. Deci așa se fac manevrile. Da cum? Lemnul aici e la fața locului, nu l-am mai dus. No, au fost pregătite multe pe jos. Dar din păcate, hai să mergem să le arătăm că nu le-au putut încărca. Hai, că lemnile sunt acolo. Le-au pus pe două o căruță. O basculat cum v-am arătat astăzi. E, o basculat de 3 toni în jumate. Da, e, dar era încărcat acolo. Și când ăsta l-a basculat sau ce? Acolo e plin de lemne. Nu, că aici în jos sus. Da, și pe partea alaltă văd că e plin de lemne tăiate. Da. Aici îți trebuie 2 săptămâni să cauți numai șoate. 2 săptămâni. Ăsta, hai să zicem că e marcat, se vede cât de cât mic. Da, e acceptabil. O fi făcut cu crionul. Bun. Cu crionul, aia nu-i vopsa cât e soarele, nu-i vopsa-o. Nu, e cu crionul, vede când vine ploaie, îl duce. Da. Nu-i problemă. Da, așa. E, bă, parcă fi ceva, ăsta poate, parcă fi ceva. Hmm? Da, hai să vedem. Hai să vedem, continuă, nu-i problemă. Hai să vedem lemnile. Da, aici au lăsat berile, da, le-au aruncat cum mai fost o tură. Da, bine, nu le lăsă le bem noi. Mai frișcălește cu crionul, nu mai prostește pe mâine, bă, când sunt la garda forestieră, ca să nu ai ce, da, știi? Să nu ai ce să le arăți, dar cum? Da, să nu ai ce să le arăți. Deci trebuie să vinim zi de zi, care putem să filmăm și să facem poză. Că nu mai mere, nu mai mere șmecheria. Am fost, mai la vale. Păste tătă-s numai... deșeuri, crenguță, până-și gata omul treaba. Pane, mi-e rău că... Da. Suntem ultimii. Da, suntem ultimii. Tot așa continuă șoace. Deci astăzi au dus 3-4 transporturi șoace proaspete, lemnele proaspete, tăiate cât ce vrei. Și zice că astăzi au început. Uite aici, hai. Da. Astăzi au început numai... tăierea. Deci astăzi ai început și tu duci lemne carpă tăiat frumos, gros cât mine, lemne bune, da, lemne faine. După cum se vede, ăsta nu l-am mai putut scoate, de pașa aici. Așa-i? Da, bun, hai să mergem acolo unde ies. Acolo. O grămadă țipate pe jos. Hai că apoi mergem după aia la acăț. Că poate să acolo domnii marchează la căț. Noi așa iară le-au dat drumul până pe rău. Hai să vedem acolo, la asta. Da, și dacă îi cer să-mi dea două lemne, se că nu. Nu. Aici s-a aruncat e până pe rău, uite. Nu poate de ei, da. Hai cu mine, că știu eu. Bine. Merem după aia dincolo. Merem. Apă țară eu șau ce nemarcate. Bingo! Nu, lăsă! Lasă-l, că s-o spăriești. Așa. Aici ai marcat. Bun, deci după cum vedem, trebuie amănunțit. Stăm și că uităm, nu-i problemă. Da. Deci ce mai zic oamenii pe acolo? Nu mai zic nimic, lasă că se uită. Mafia-i pe noi. Cine? Lasă că... O scris unde cineva aici, o scris cineva, mă. A? Mafia lemnilor. Da cum? Așa, bun. Totem ușor, să vedem. Da. Bun, hai că mergem noi la căț să-ți arăt de unde eu cărat astăzi un transport, două nemarcate deloc. Deci astea au fost marcate, sumalul l-a pornit la ora 13, 14, la cât am sunat la poliție și era dus 3 ture de lemne era dusă, după ce și-a pornit sumalul. Și zice domnul polițist, dar cum să fie bă, așa ceva, mă, care acte, mă? Mă, omule, am eu dat drumul la sumal, mă. Și ăsta a cărat. Hai cu mine să arăt, n-o vrut să vie. Păi, dar cum? I-am arătat filmările. Mână-mână poliția cu ei. Mână-mână cu excrocii. No, bun, hai să trecem pe aici, nu-i? Pe lună venim să culegem și pe să mai este aici pădure. Da, las că mergem în altă parte. Hop, hop, hop.
Deci pădurile din Feldioara pleacă încetuc. Și nu numai din pleacă să duc. Să duc în vacanță și vor veni peste vreo 30-50 de ani, dacă o mai trăi. Da. Păi și-au tie până e mama soarelui. De anul trecut, care nu le-a verificat nimeni, șoată lângă șoată. Tăiare de întreținere, de exploatare. Și exploatează ăștia. Aici ni s-au podmolit. Bine. E bun, șanțurile. Hai, bun, hai că mergem la alte parcele. Că acolo e grav. Hai că intrăm minte naș în live iară. Îmi pare rău că trebuie să-l închid. Ne-am făcut o straiță cu bere și cu deastea că eu cred că au fugit băieții. Ce e acolo? Hai, no, după cum ați văzut berile, n-am venit noi să le aducem de acasă, că da. Eu nu beau. Cu ce este? No, dacă îmi aducem de acasă o afinată, ceva mai bun, nu, eu beau bere ca tractoriștii. Nu-i problemă, că acum aveți, da. Că e... E bun. Bun, e bun. Ne asigurăm că totul e la regulă. Așa. Bun. Bă, în două minute intrăm iară live să vedeți acheță din sus de pic. Dacă știți careva sălășelul, de acolo s-a dus astăzi acheț nemarcați, groș, frumos. Frumos, da. Da. Acum mai stau un pic să ne ieși din glanul, vezi, dacă mai zic. Îți găsi necată și găsește. N-am fost pe aici să vedem care-i treaba. Dacă-s marcate, dacă nu-s marcate, suntem pe sălășel. Niște șoace faine de acăț. Câte vrei? Câte vrei, după cum vedeți, s-o scos de aici pe părău ăsta la greu. No, acum să vedem dacă sunt marcate. Joi la vară. No, trebuie făcut poză. Lasă că le filmez eu. Deci avem șoace de acăț. La greu. La greu, la greu. Oameni buni. Să cară acățul, să cară orice lemn. Fără marcă, fără nimic. No? Aici am vrut să ajungem la poveștile care v-am zis eu. Uitați. Uitați lemn nemarcat. Lemne nemarcate. Aici din nou nemarcate. Fă-le poză, ce rog, la tăție. La astea ni, la ăsta, la ăsta. Și cum urmează, uite ce. Deci e plin de lemne nemarcate. Uitați aici. Vă arăt geamănunțelul. Așa. Să nu zicesc că am venit aici după cai verzi pe păreți. Uitați lemne de acăți. După părău, după sălășel. Uite. Una lângă alta. Nemarcat, nimic, mă, oameni buni. Uitați cum îți tăiace. Îți dusă la ceacea Petre. Nu e nici un bai, că s-a încălzit omul, dar problema lui că-s mulce de tăt acheți. Acheți nemarcați. De aici cum se duce, mă, nu înțeleg eu treaba asta. Cum Dumnezeu să duci tu lemne nemarcați, uite. Fă-le poză, fă-le poză într-una, 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 fă-ți rog poză. Ca mâine dacă sun la garda forestieră, să nu zică că n-am văzut bine. E plin. Deci e plin. E plin, e plin, e plin. De aici s-a tăiat masiv. Din bucezii masiv. Deci au plecat lemne pe drum nemarcate. Uitați acăți. E mai gros ca mine, cu mult. Deci acăți. Acăți. Na. Dacă voi vedeți o marcă, să-mi spuneți. Uitați cum pleacă lemnile în față la domnul Lucian. Uitați. Nu știe nimeni de ele. Lemne nemarcate. Păi cum așa ceva? Eu în pădure și mie nu-mi dă lemne nemarcate? Stai, țel că nu înțeleg. Păi nu mașină vrea? Deci pe aici e plin. E plin de lemne nemarcate. Hai că mai trec un părău să vă arăt încă 10 bucăți. Fă, bă, 10, 20 de poze. Aici sunt toni întregi. E lemne după sălășel groasă cât mine. Uitați. Uitați, oameni buni. Lemne nemarcate. Uite cum îți tăiace, cum i-a ajutat Dumnezeu. Uite. Ne. Da. Uitați, lemne de acăți. Pe aici am trecut eu cu vașile. Și mulți, și mulți. Nu dau nume. Lemnile care am copilărit, au plecat. Uitați cum dispar lemne de acăți frumoase. La moș, la sucutar, la bonță, dar nu știu unde le-au dus.
Deci câte 3-4 dintr-un loc. Fără marcă, fără nimic, uitați-vă. Ia. Uite, lemne nemarcate. Nemarcate nimic, băi, oameni. Nimic, nimic. Uitați. Astăzi am intrat live cu domnii polițiști de la Gerla. N-au vrut să mă creadă. Nu-i niciun bai. Că atâtea live-uri fac până mă duc până la București, pe jos. Fute-mi ar mama soarelui să mă fută încă. Păi da, ce facem? Aici au și rămas, rup ce? Așa. Deci aici e plin. Vă arăt șoace, nemarcate, cât ce vreți. În seara asta până dimineață, tot așa vă arăt. Dați, distribuiți mai departe, să vadă cine trebuie, mă. Nu se poate. Două lemne am șerul la copil. Două lemne să se încălzească și el mâncaia și gura lui. Uitați, uitați, oameni buni. Ia se vă marcă. Stai să mă învârcesc tărata, să se vadă, să se vadă în live, că nu iese nici o marcă, nicării. Uite, și filmări și postăm mai departe. Uitați aici, patru elefanți lângă o altă. Cât s-o chinuie astăzi de le-o scos de aici? Sau ieri? Uite, stai un pic așa că merem pe aici, că e dezastru, dezastru de pe lume. Uite cum stau șoacele. Uitați, oameni buni, șoace lângă șoace, astupate cu crengi. Astupate cu crengi. Așa. Aici iară, din nou. Tot așa, nicio... Nu știu nici eu să ții lanterna cum ar trebui. Dar șoace vă arăt cât ce vreți. Uitați. Aici am vrut să ajung neapărat, că aici sunt 5 bucăți lângă o altă. Deci uitați-vă așa. Uite aici. Lemne nemarcate. Date împrumut până la anul, că ori crește altcine. Uitați-vă. Lemne nemarcate. Mă învârcesc și mă bag și suiale dacă vreți. Să vedeți că nu e bun, nici nu-ți bat. Și parcela continuă tătă noaptea, dar eu n-am vreme ca am copii acasă. Ca să știu de ce sunt dimineață. O să mai vin la noapte. Nu știu la ce oră, nu vă spui că surpriză. Să vedem dacă le marchează și pe astea, că berea o am găsit-o în celălalt live. Poate mai găsim o bere, două. Vedem. Măcar că atâta, că lemnii le-au plecat. Nu. No. Deci așa aici. Lemne, sălășelul pleacă, o plecat. La fel, nu mai am chef să vă mai duc, că mi-e destul aici, am văzut. Mai știu eu încă două locuri. Că de aici abată măsoarele. Și-ai? Vezi aici, uite. Uite, lemn. Uite cum pleacă feldeaura. Mare la Mociu, că ei o cărat apa, așa o să ia de la Gherla. Polițiștii. Îmi pare rău de poliția română, dar îți dezamăgit total. Să nu-i mai văd. Nu vreau să-i mai văd și să aud numele. Vii tu până acolo și îmi spui mie. Eu ce-am chemat așa că sunt nebun. Deci părăul continuă că e mult mai adânc. Lemne care nu le-a putut scoate. Bun. Stai că mai avem aici așa. Deci am început din mijloc ca să nu se vadă. Tehnică de 2 lei. Ca păsetăt. Bun. Deci n-am venit degeaba. V-am arătat și alții cum pleacă sălășelul. Și alții care îți vânduți așa. Nu mai ești, știu cum. La cine vrea. Da. Acolo Nicotrețu. Bun. Ne mai uităm așa de când în când. E bun. Hai de acolo! No. Mai merg, mai vin. Și-ai noaptea, știi cum e? Da. O să vă mai fac live-uri de astea, să vedeți ce se întâmplă. Cum trăiesc alții ca șmecherii. Două minute, numai să vă arăt unde își adună oamenii în vârful sălășelului, adică în capăt la drumul de vânătoare. Uitați aici să pun artificiile. Deci cam așa se procedează. Duci pădurile și artificiile ți le leși aici. Da, frumos artificii. O să-i trimit la domnul primar, la domnul viceprimar să vadă. Nu știu dacă a fost cineva în control pe aici, vine cineva, nu știu, habar n-am, dar artificiile nu se lasă.
stați să vedeți că îs aproape de pădure. Deci e pădurea, nu? Să nu cumva după aia să ziceți că eram pe molomrât sau pe terenul de fotbal. Nu eram pe terenul de fotbal. Oameni buni, uitați după ce se cară lemnile, să pun artificiile. Exact în capăt la drumul de vânătoare, care cunoaște. Aici e drumul de vânătoare. Da. Vă mulțumesc mult. Și la ăștia care au lăsat. Doamne, dă-le sănătate.